Maria Ilioiu și-a lansat prima colecție de costume de baie, eveniment pe care l-a inaugurat la una dintre cele mai exclusiviste piscine de la marginea capitalei. Cum era și de așteptat, ispita a fost regina colecției. O să spui cam cât timp ai lucrat la aceste costume? Cât timp a durat? Zic că am lucrat ceva și mă bucur să văd că munca mea în sfârșit dă roade, știi? V-au plăcut costumele? Le-ați văzut? Da, foarte frumoase și foarte... Pe niște trupuri de zeițe le-am ales destul de bine. Ai muncit la ele o lună, două luni, trei luni sau... Măi, majoritatea costumelor le-am făcut eu, iar celelalte nu le-am făcut. Le găsesc fetele în magazinul meu. Cam cât costă un astfel de costum? Măi, să știi că am prețuri foarte, foarte accesibile pentru buzunarele tuturor. Am și scumpe pentru dive care vor să plătească. De exemplu, acest costum este 3.300.000. Acesta, de exemplu, este 2.500.000. Costumul acela este la 99. Am avut costume și la 9.200.000, depinde. Relația Mariei cu Andrei este din ce în ce mai serioasă și sudată. În urmă cu două săptămâni pe litoral, tânărul făcea mărturisiri emoționante. Poate dumneavoastră vă doriți copii, nu, de la domnișoara Ilioiu? Eu îmi doresc, mai îmi doresc cel puțin unul. A, mai aveți unul? Eu mai am unul, da, dintr-o relație anterioară, mai am unul. Dar încă unul nu poate fi decât binevenit. Desigur mai aveți unul, nu mai aveți și încă unul și încă unul. Nu, sigur mai am unul, din câte știu. Unul l-am sigur acasă. Băiat sau fată? Băiat. L-am luat cu obligații. Și cum te împaci cu... Da, nu mă deranjează, e super drăguț copilul. Maria, îți faci mâna, nu? Da, sunt o mamă vitregă, cum s-ar spune. Nu, dar se ocupă de băiețel, adică are, îl duce la grădiniță, la... N-am ajuns până în punctul ăla, dar socializează destul de bine cu el. Nu e... Nu sunt străin. Îi place sunt foarte mult de mine. Cum să nu-i placă? Foarte mult când vin eu și... Da. E singura persoană în fața căreia se rușinează. Singura. E un tip extrem de sociabil, extrem de vioi, extrem de... chiar impulsiv pe alocuri, dar în fața ei se transformă, devine alt... Are o slăbiciune ca și tăticul. Gata cu sentimentele. Vara e lungă, v-ați mutat de la peritoral aici, la marginea capitalei, veți pleca undeva în vacanță? Bănuiesc că weekendul viitor tot pe litoral și în curând vom pleca și într-o vacanță mai lungă. Unde? Unde? N-am hotărât încă, știi că n-am hotărât. Oscilăm între Creta și care era cealaltă? Și Madeira. Madeira. Madeira, e super, da. La Cristiano Ronaldo acolo, la... Portugalia. Madeira. Da. Da. Înseamnă că Andreiuță stă bine pe cașcaval. Important e că aduce bani în casă. Avem o ocupație. Da, noi avem case separate, da. suntem independenți și individualiști. Exact. Eu bănuiam că locuiți deja împreună. Locuim și împreună, locuim și separat. Dacă așa care aliure așa de actor, Andreiuț al meu. Ce face băiețelul tău? Foarte bine, momentan e acasă cu ai mei. Eu am ieșit puțin cu bunicii, da, cu părinții mei. Ei mă ajută în creșterea lui. Și mai departe, toate bune. Cât are micuțul? 6 ani face chiar într-o săptămână. Hai, 10 zile. Deci, Maria, dacă te măriți cu Andreiuț, nu trebuie să mai... Deja făcut, nu e, e... Totul e la locul lui. Nu mă mai îngraș, nu mai slăbesc, nu mă mai chinui cu... Rămânem în formă, fără vergeturi, fără așa, exact. Să te arătăm țiplă. Împăcare, dulce împăcare. Niciunul nu ține la supărare. La fiecare ceartă ne și despărțim, pentru că suntem foarte impulsivi. Știi? Și ne despărțim 2 săptămâni, ne trec nervii și ne împăcăm. Așa am făcut mereu. Nu putem trăi unul fără celălalt. Rezultatul. Am seama că am fost impulsivă și m-am supărat pe, până la urmă, n-am motive, știi? Sunt nimicuri. De ce eu nu greșesc, de cel. Bun, bun. Te rog să o rețin pe asta. Asta, da? Să o notez neapărat. Nu? Da. Haideți să vă zic așa.